Noi suntem destul de atractivi din punct de vedere regimului fiscal. Dacă compania are și are reședința în Moldova, impozit pe profit, indiferent dacă tu îți faci activitatea, să zicem, în Suedia, unde e 54% sau în Franța, unde e 47% cota impozitului, tu o să fii impozitat după headquarter, adică în Moldova. Termenul parcului per se a să fie extins, nevoie de claritate. We have a problem here. Ca și Lannister din Game of Thrones, niciodată nu întârziem să ne plătim datoriile. Noi vedem în asta avantajul propriei țări. Noi. Criză după criză, noi nu ne putem permite acum să mergem încă și majorări de taxe. Atunci când vorbim despre partea de taxe, lumea se plictisește de moarte. Doamnelor și domnilor, stimați antreprenori, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a TikToks. Astăzi discutăm cu Veronica Sirețeanu, ministra finanțelor, cu care astăzi vom încerca să atingem cele mai arzătoare subiecte la nivel național și global, la capitolul tehnologiei, cum acestea se impozitează, care sunt tendințele, încotro mergem, mai ales că avem destul de multe subiecte, cum ar fi AI, robotică, IT parcuri, deci nu, încotro ne mișcăm și care o să fie parcursul atât a Moldovei, dar și a tendințelor globale. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Ne bucurăm foarte mult că vă avem alături de noi în cadrul acestui podcast. Și dacă puteți să ne dați câteva detalii despre, per general, cum vedeți viitorul tehnologiilor și în amalgam cu taxele și cu impozitele. Mulțumesc mult, în primul rând, pentru invitație. De fapt, este o chestie care mi-a venit acum în gând, că dacă tot ce când vorbim despre domeniul tehnologiilor informaționale, este ceva foarte trendy, foarte atrăgător, dinamic, atunci când vorbim despre partea de taxe, lumea se plictisește de moarte de obicei. Poate anume din cauza asta, o combinație dintre aceste două subiecte ar putea fi una care să ne facă să înțelegem mai bine care de fapt este această interconexiune între ele. Nu putem să taxăm sau să reglementăm până a înțelege cu ce se mănâncă, pentru că chiar și când vorbim de AI sau tehnologii, întâi ele se dezvoltă și după înțelegem cu ce se mănâncă și cum ar trebui să fie taxate. Eu aș vreau un pic să vorbim despre artificial intelligence sau inteligența artificială. Este un subiect care acum pe mondul global practic se încearcă a se discuta cum exact o să reacționează. Se discută foarte mult despre răspunderea penală, civilă, mai puțin despre impozite și taxe. Și chiar aș vrea să aflu care sunt tendințele la capitolul reglementărilor pe taxare și impozitarea soluțiilor AI. Și în paralel putem să mixăm și cu robotică, pentru că tot e un subiect al tendințelor. Interesant este că aproximativ un an în urmă am avut ocazia să particip la Web Summit și dacă toată lumea era super încântată de acele tehnologii care erau prezentate acolo, de acele abordări care erau prezentate acolo, eu eram absolut fascinată de această nouă lume care se deschide a AI-ului și la perspectivele pe care le dă și aveam doar un singur gând. Unde se vor aplica impozitele în acest caz? Asta se numește deformare profesională, dar n-ai ce-i face, așa asta funcționează. Dar anume, asta a fost un trigger pentru mine să încerc să înțeleg mai bine pe cât de mult este reglementat acest domeniu la nivel internațional și aici aveți dreptate perfectă. Foarte puțină atenție se acordă anume acestui aspect. Or, același Siemens care și-a plasat o parte din producerea sa deja într-o zonă care nu poți să-i dai o apartenență teritorială clară, or impozitarea unei afaceri ține de o apartenență teritorială clară, de reședință sau de sursă unde se achită în AI, aceste zone sunt undeva mai gri sau mai mixate, să zic așa. Nu există o claritate absolută a modului în care ar urma să fie impozitate, dar de obicei, atunci când nu știi cum trebuie să procedezi pe partea de taxe, eu recomand și colegilor mei și de la FISC și de la Minister
că noi trebuie să mergem pe partea cea mai, pe Ockham principle, adică noi trebuie să mergem pe partea cea mai evidentă și cea mai simplă din toate care sunt. Iată, noi deja avem anumite reguli fiscale care sunt fixate. Hai să vedem dacă și cum am putea, fără a crea o regulă specială nouă, să încadrăm ceea ce avem noi în aceste reguli. Este o tranzacție? Da. Este un subiect? Da. Adică niște elemente de bază a perceperii impozitelor, dacă ele toate pot fi identificate, înseamnă că noi avem soluție pentru a impozita ceva sau altceva. Asta dacă vorbim despre AI. Deci nu există nici la nivel internațional o claritate și asta este încă un exemplu în care noi deja vorbim despre tot ce ține de AI ultimii, nu știu, 5 ani minimum. Asta numai eu din ce am prins, sunt sigură că în domeniul dumneavoastră asta se vorbește cu mult mai mult. Exact. Ceea ce am prins eu, am început să aud așa mai intens cam 5 ani încoace, vorbim deja despre asta, dar impozitarea la nivel global încă nu a generat o soluție care să ne zică clar cum asta trebuie să se impoziteze și unde anume. Pe de altă parte, ceea ce ține de robotică, asta tot e un subiect foarte, foarte discutat. Aici e un pic mai clar, deoarece roboții sunt în linii mari. Ceea ce se recomandă ca robot tax este ca să fie impozitat robotul ca generator de venit. Da, ai 20 de roboți, fiecare robot, de exemplu, da, și atunci tu percepi fiecare parte din venitul tău. Sunt țări care au venit cu așa o poziție, un fel de împărțirea venitului generat pe cei care îl generează, fie tu percepi per unitate. Aici apare întrebare, roboții au nevoie de protecție socială și de asistență medicală? Cel mai probabil nu. Asta înseamnă că regimul de impozitare a unui robot versus a unui om va fi unul mai ușor. Dar pe cât e de corect asta față de umanitate per se? Adică apar niște principii de etică în modul în care ar urma să fie aplicate taxele. Un alt subiect foarte important, cred eu, pentru orice companie, de exemplu, în Moldova, 80% din piața de IT merge preponderent spre export și respectiv sunt diferite tranzacții internaționale, fie că clienții se află în afara țării, clienți, mă refer, persoane fizice sau clienți, persoane juridice, indiferent că e vorba de o companie care prestează servicii către o singură entitate în afara țării sau nu, haideți să vorbim despre tranzacții internaționale. Cum ele se impozitează, unde și care sunt riscurile, de ce nu, la capitolul taxe și impozite pentru companiile IT. Republica Moldova are încheiate 50 de convenții de evitare a dublei impuneri cu alte state. Ce înseamnă asta? De ce s-a făcut asta? Pentru ca același venit să nu fie tratat și impozitat în două țări, de exemplu, în care se află părțile care tranzacționează. Adică dacă el a fost deja impozitat în Republica Moldova în baza convenției, în țara unde ajunge, de exemplu, serviciu prestat, el nu mai urmează să fie impozitat sau invers. În cazul în care convenția prevede că el urmează să fie impozitat în țara beneficiarului, asta ar însemna că Republica Moldova nu este în drept să aplice careva impozit asupra respectivului beneficiu. Aceste convenții s-ar părea e mult, e puțin 50, ele în mare parte acoperă țările cu care Moldova are cele mai multe tranzacții, nu acoperă Statele Unite ale Americii. Și este o problemă destul de mare, mai ales că, de fapt, convenția cu SUA e un unicat în ceea ce ține de convenție, deoarece SUA pe partea sa aplică convenția, Republica Moldova nu aplică, deoarece Republica Moldova a moștenit această convenție de pe timpul sovietic și la timpul său nu a primit-o în legislație, cum a primit și alte moșteniri, de exemplu, Japonia, Germania, Belgia, până nu de mult, tot erau convenții moștenite. Acum, în cazul cu SUA, de fapt, s-ar părea de ce autoritățile moldovenești nu ar vrea să accepte. Asta era următoarea întrebare. Da. Ce trebuie să facem? Deci SUA este totuși o piață de desfacere foarte mare pentru domeniul tech. Ce trebuie să facă Moldova ca să avem un acord? Aici sunt câteva soluții. Prima soluție este pur și simplu să accepte acordul care este. Numai că în momentul în care noi pur și simplu acceptăm, el e un acord scris încă în 77. Mm-hmm. Nici pe departe, principalele prevederi, ultimele tendințe care sunt legate inclusiv de prețuri de transfer sau de alte elemente importante sau aceleași impozitare dividendelor, deloc nu este prevăzut. Adică nu e clar că tu iai dividende. Dacă nu e clar, înseamnă că ambele țări au dreptul să impoziteze. Și asta nu e bine. Și atunci, pentru ce îți mai trebuie un acord dacă el nu ți-a... Sau vrei să faci o reprezentanță. O reprezentanță s-ar fi o prezență într-o țară fără a întemeia o persoană juridică. Vrei să faci o
o reprezentanță, acum iarăși acordul cu SUA asta nu prevede. Tu, de exemplu, ești un moldovean care vrei să testezi un pic piața, tu nu o să o poți face. Nici un american care ar vrea să testeze piața în Moldova tot n-ar putea să o facă, ar trebui pe loc să-și deschidă o personalitate juridică și abia după asta să opereze. Iată toate aceste lacune care există, pe noi ne fac să fim un pic mai reticenți vis-a-vis de pur și simplu acceptarea convenției de dragul acceptării. El nu aduce beneficii vădite, nete, cetățenilor noștri, pentru ca noi să mergem cu inima deschisă pentru acceptarea acestei convenții. A doua opțiune este să facem o serie de amendamente la acel acord care deja există și să introducem acele elemente care lipsesc și care sunt vitale pentru rezidenția ambelor părți. În cea mai recentă vizită care am avut-o în Statele Unite, în discuții cu Departamentul SUA, de stat din SUA și cu trezorerie, am încercat să abordăm subiectul dat. Nu există încă o deschidere totală ca lucrurile astea să se întâmple anume așa. Ceea ce ne sugerează colegii este ca să încercăm să acceptăm acest acord, da, exact în felul în care el a fost moștenit, ceea ce încă o dată nu e neapărat e bine pentru rezidenții noștri și noi undeva ne abținem, dar am inițiat discuțiile, am transmis colegilor din SUA exact care am vedea noi să fie amendamentele și vrem să insistăm ca lucrurile să meargă înainte și să încercăm să le promovăm. Oricum, asta ar însemna minimum 2 ani. Asta vreau să întreb, cam câți ani ar lua? Asta ar însemna minimum 2 ani, iar negocierea unei noi convenții care este o a treia opțiune, este practic imposibilă, deoarece, în primul rând, pentru ca să o renegocie, SUA trebuie să vadă un interes vădit în Republica Moldova comercial, adică balanța de plăți între Republica Moldova și SUA să fie suficient pentru că pentru ea să reprezinte un interes, dar de ce zic interes? Deoarece, în mediu, o nouă convenție care să fie acreditată de toate statele din Statele Unite, dacă din componența federală a Statelor Unite, durează undeva de la 6 la 8 ani. Oh my God! Exact! De aceea, noi am vrut să mergem pe opțiunea 2, exact, care ne pare cea mai bună pentru absolut toate părțile implicate și noi încercăm acum cumva să fortificăm anume acest drum pe dimensiunea cu SUA. Știu că cu Franța, de asemenea, noi nu aveam anterior un acord, deja este semnat, deja este în proces și știm că acolo s-au mișcat lucrurile destul de rapid. Dar și acolo tot așa, eu când am venit în serviciu fiscal în 2007, se discuta despre convenția cu Franța și noi am semnat-o când? Prin 2019-2020, adică tot a durat tot destul de mult, da. Ok, dar ce facem cu țările unde nu avem acorduri? Da, aici cu țările unde nu avem acorduri, noi ne expunem unui risc de dublă impunere. Cu părere de rău, alte opțiuni nu sunt. Adică unicul instrument internațional este acordul de evitare a dublei impuneri, deci el așa și se numește. Ce ar însemna asta? Că în momentul în care eu obțin careva venituri de la tranzacționarea cu o anumită stat în care nu există o convenție de evitare a dublei impuneri, este riscul. În primul rând, eu în țară trebuie să-l impozitesc, eu obțin venituri, trebuie să aplic impozitele. Este riscul, de asemenea, fiu taxat și în țara beneficiarului, unde ajung respectivele servicii, de exemplu, pe care eu le prestez pe dimensiunea de IT. Noi, cel puțin la nivel de minister, ne străduim să investim foarte mult în aceea să extindem lista potențialilor țări în baza analizei balanței de plăți pe care o avem noi. Noi dacă vedem că, de exemplu, o anumită țară se intensifică tranzacțiile, noi încercăm să intrăm în negocieri cu țara aceea pentru a iniția o convenție de evitare a dublei impuneri, de exemplu. Ce facem? Ok, tranzacțiile cumva e un pic mai clar sau cumva e clar unde are loc tranzacția, sub ce formă, către ce țară și tot așa mai departe. În sectorul tech sau IT se lucrează la distanță. Uh-huh. Totodată avem situații mai complexe unde serverele sunt localizate în diferite țări. Și ce facem? Unde se plătesc impozite? Știu că multe țări se mută în Irlanda, multe companii mari, vreau să zic, se mută anume în Irlanda. Cu headquarter-ul anume. Cu headquarter-ul. Mm-hmm. Și au și serverele acolo. Ce facem? Nu ții serverele în Irlanda, acum vă spun. Un sfat gratuit, nu ții serverele în Irlanda. Unde, da? A fost mai multe precedente. Una din chestiile de care noi ne conducem în impozitarea internațională sunt deciziile curților de arbitraje europene, în special pe cazurile unor companii multinaționale. De exemplu, au fost cazurile Google, cazul Amazon, care erau exact legate de unul de Irlanda, altul de Olanda și care aveau ca subiect inclusiv modul în care, de fapt, aceste cazuri, ca să fiu mai așa un caz curios, au stat la baza implementării acelor minimum
necesar de impozitare care acum ați discut la nivel global, 15%, iată, la baza lui au stat aceste două cazuri care au fost în curțile de arbitraj european pe aceste două cazuri. Aici problema, de fapt, care era principala problemă, chiar dacă se vindea foarte mult în Europa, având în vedere că headquarter-ul era undeva prin Hong Kong sau prin undeva în afara Europei, se impozita acolo unde era headquarter-ul, adică nu se impozita, de fapt, venitul care era obținut în Europa. Și normal că țările europene nu neapărat erau foarte fericite cu această modalitate de impozitare, că nu le venea nimic în bisterie. Și atunci s-a introdus regula internațională cu impozitarea locului unde se află serverele. Că într-un timp toate companiile își țineau serverele exact în țările în care tranzacționau. Și atunci ce se întâmpla? Că tu, de exemplu, ești în Germania, cota impozitului 32%, tu ești impozitat la 32% și știi, nu ești neapărat foarte fericit când tu ai opțiunea, de exemplu... Impozit pe venit? Da. Tu ai opțiunea... Moldova e 12%. Mulțumesc, asta e foarte bună remarcă. Într-adevăr, și nu neapărat ești foarte fericit. După asta s-a introdus regula serverilor și peste noapte toate serverile au migrat în țări în care regimul de impozitare logic este unul mai favorabil. De exemplu, destul de multe companii, din câte eu știu, de exemplu, își mutase într-un timp serverele în Turcia. Uh-huh. Numai că aici era o altă problemă. De fapt, de ce se mutase? Că nu numai, hai să zic așa, partea de impozitare contează, dar și partea de acces la aceste informații. Și Turcia, fiind un pic mai închisă decât alte țări, oferea un soi de protecție pentru cei care aveau serverele acolo pe dimensiunea de, hai așa, know your client, în IT, adică nu neapărat era ușor de identificat că serverele se află acolo. Acum cu munca la distanță, și asta se întâmplă inclusiv un fenomen pentru Moldova, dar per general pentru întreaga lume, în contextul pandemiei, tot mai multe companii au, nu știu, 10, 20, poate și mai mult, poate și 100% din angajați care lucrează la distanță și nu obligatoriu pe teritoriul aceleiași țări, dar pe teritoriul diferitor țări. Mm-hmm. Cum se tratează în acest caz și în mod special pentru companii, mă refer, cum ar trebui ei să plătească impozitele. Munca la distanță, iarăși, dacă o luăm pe principiul simplității, nu se deosebește foarte mult de munca obișnuită. Tu nu ai fizic omul prezent la tine în companie, dar ca și servicii pe care îl prestează, ca și alte relații de muncă pe care tu le dezvolți, din punct de vedere fiscal, nu se deosebește foarte mult. De aceea, regula de bază este că, de obicei, angajații sau impozit pe venit reținut la sursa de plată din salariu se impozitează în țara, așa este regula, unde, cum? Aici tot e interesant cu regula asta, cu și o să încerc să explic. Încerc să nu intru prea mult în detalii, da, să nu mă plictisesc, exact, dar încerc să explic. De obicei, salariile se impozitează în țara unde ele sunt prestate. Numai că unde ele sunt prestate, după tot anumite criterii care sunt, de obicei țara de reședință a companiei care a angajat. Și atunci ce ar ieși? Să zicem că eu sunt o companie din Republica Moldova, care am angajați aflați atât în Republica Moldova cât și în România. În mod normal sau după convenție, așa după regulile generale, ar trebui să fie impozitată, să impozitez oamenii în Republica Moldova. Numai că aici apare o altă regulă, că sunt majoritatea țărilor impozitează după reședință. Reședința este un principiu general de impozitare la nivel global, peste 90% din țări. Noi avem câteva țări care impozitează după principiu global. Asta ar însemna că, indiferent unde tu ți-ai obținut veniturile, tu le impozitezi în țara unde tu ești, de exemplu, cetățean. SUA. Da. SUA impozitează după principiu global. Și atunci, dacă tu ai angajați care sunt din SUA, tu ai o mică problemă a modului în care poți să aplici acest principiu și mai ales a doua problemă, dacă nu mai ai și o convenție de evitare a dublei impuneri cu țara asta, devine și mai complicat, da. Că de obicei convențiile specifică expres, în venitul salarial, unde ar urma să fie impozitat și el se impozitează unde el este de obicei prestat. De ce? De multe ori când pe noi ne întreabă, da, fiecare câțiva ani, 2-3 ani, apare subiectul legat de munca oamenilor care sunt gastarbeiters, da, care prestează munca de peste hotare, prieteni rude de-a noastră, apare subiectul că dar nu ar trebui să fie impozitat. Nu, de fapt, convențiile nu ne lasă să le impozităm, că dacă ei lucrează în țările cu care noi avem convenții, scrie expres în majoritatea din ele că ele urmează să fie impozitate în țara în care este prestat. De exemplu, dacă lucrezi în Italia, tu trebuie să fii impozitat acolo. Eu, ca Republica Moldova, nu am pretenții la veniturile pe care tu le ai de acolo. Și inclusiv în legislația noastră este reflectat prin aceea că la noi scrie că pentru cetățenii rezidenți ai țării, veniturile
cele care sunt sub formă de salariu, ele nu sunt obținute de peste hotare, nu sunt subiect de impunere aici. Eu cred că trebuie să menționăm și cât presupune reședința, mm-hmm. pentru că la nivel global cumva este plus minus 183 de zile. Da. 183 de zile, dacă trăiești într-o anumită țară, da. Este considerat că e reședința acolo. Să vă dau aici un caz amuzant, nu e recent, e cumva știut, dar e amuzant. Reședința, de fapt, stabilește după un algoritm 6 criterii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu o să vă intru în detalii cu toate, dar unul din care este centrul intereselor vitale. Adică dacă primul nu poate fi stabilit clar, mergi la a doilea și tot așa până ajungi la... Iată, centrul intereselor e a doilea din 6, numai că centrul intereselor vitale se stabilește în dependență de unde tu ți-ai mare parte viața ta. Da? De exemplu, dacă tu trăiești 2 luni într-o țară, 2 luni în alta, tu oricum trebuie să găsești unde trebuie să fii impozitat per se. Și atunci se caută centrul intereselor vitale. Și odată, în practica noastră, noi am avut o dispută cu Turcia, administrația fiscală din Turcia, unde este centrul intereselor vitale la un cetățean. Și noi am câștigat cazul, adică sau de el vrea să fie impozitat în Moldova, că cota era mai bună, 12% mai bună decât cei ce e în Turcia. Nu mai țin minte cât acum e acolo. Și el chiar vroia. Și într-un moment noi spunem, dacă vrei să fii impozitat în Moldova, tu trebuie să ne ajuți. Și el ce a făcut? Ne-a dus un abonament de la o bibliotecă. Și s-a considerat la nivel... Și noi am găsit un precedent în care abonamentul la bibliotecă s-a considerat că tu ești atașat de zona respectivă, deoarece tu ai mers la o bibliotecă și ți-ai luat un abonament acolo. Și astfel noi am câștigat case-ul ăsta fiind impozitat în Republica Moldova până la urmă persoană. Încurajăm citirea cărților și specialiști care vin în Moldova și lucrează pentru companie Moldova. Să-și facă abonament la bibliotecă. Exact, pentru a fi impozitat pentru a fi recunoscut în caz de litigii. Dar totuși știm că există niște riscuri pentru companii, pentru că conform regulilor internaționale de taxare și impozitare, dacă, să zicem, 100% din angajații tăi se află în Germania și lucrează de acolo, ar putea statul german să pretindă la ceva, la capitolul impozitare. Mai există și alte criterii specifice și riscuri pentru companii în acest sens? De fapt, angajații încă o dată sunt impozitați acolo unde de fapt își prestează lucru. Și atunci dacă ei toți sunt în Germania, we have a problem here. Da, legat anume de momentul unde urmează să fie aplicat când vorbesc despre angajații, impozitul prin salariu. De ce? Da. Că impozit pe profit întotdeauna, regula, eu nu am văzut o convenție în care scrie diferit. Impozit pe profit întotdeauna se achită după headquarter, după reședința companiei. Dacă compania are reședința în Moldova, impozit pe profit, indiferent dacă tu îți faci activitatea, să zicem, în Suedia, unde e 54% sau în Franța, unde e 47% cota impozitului, tu o să fii impozitat după headquarter, adică în Moldova. De ce? De multe ori această regulă, care acum la nivel global cumva capta amploare, cum impozit pe profit minimum de 15% Pillar 1, care se discută atât de intens la nivel global și au început să fie implementate foarte multe țări, normal că țările care au impozitul de 30% mai sus, lor le indiferent că să-și pună threshold-ul ăsta minim de 15%, dar noi, de exemplu, avem o problemă să ratificăm convenția asta și noi nu ne grăbim să o facem. De ce? Că noi asta ar însemna că trebuie să taxăm plus 3% prezidenții noștri doar ca să fim parte din acest efort global. Ceea ce e drăguț să fie parte dintr-un efort global, dar noi ne gândim la cei care sunt cetățenii noștri și care și-au companiile în Republica Moldova. De ce 15%? Așa au decis în urma unor calcule că ar fi o cot ok pentru a fi achitată într-o țară în cazul în care ai headquarter-ul în țara aceea. Cam asta ar fi, că sunt multe țări, Irlanda, de exemplu, Olanda, care aplică zero. Și atunci, ca să nu stimuleze migrarea headquarter-urilor către țările date, s-a pornit regula asta și atunci țările OECD, unde este și Irlanda și Suedia, și Olanda, sunt obligatoriu să aplice, toate celelalte, fie aderă, fie nu aderă. Noi am primit invitații de câteva ori să aderăm, noi până când o ținem de parte. Da, de ce? Că e prestigios să fii parte din așa feluri de forumuri, dar fiecare țară trebuie în primul rând să se gândească la proprie rezidență și noi asta facem, în primul rând ne gândim că noi nu vrem să creștem așa. Pentru ce? Mai ales în criză. Poate celelalte țări sunt mai confortabile. Noi suntem în criză, criză după criză. Noi nu ne putem permite acum să mergem încă și
majorări de taxe. Totuși, un concept mai nou despre nomazi digitali se discută destul de mult. În peste 100 de țări vedem că deja cumva se reglementează, unde se stabilește. Uite, dacă am venit de 2000 de euro, este pur ca exemplu, atunci poți obții în primul rând o viză într-o oarecare țară, inclusiv europeană, plătești un impozit și țările deja se bat cine cum este mai atractivă ca să atragă mai mulți nomazi. Ce se aude pe plan internațional la acest capitol? O să încep cu planul național. Noi nu avem până când careva tendințe de a încerca să intrăm în aceste topuri. Cu precădere, nomazii digitali dau preferințe țărilor mai exotice sau câteodată țărilor care au niște regimuri mai speciale. Noi avem un regim mai special care sunt parcurile IT și atunci nu mai creez încă un regim alternativ parcurilor IT care ar fi pentru nomazii digitali. Dar la nivel global nu este o claritate cum, care ar fi recomandările, de exemplu, o țară decide să-și implementeze acest regim, care ar fi recomandările din partea OECD. OECD este una din organizațiile de bază care setează regulile fiscale la nivel global. Și nu sunt careva recomandări cum anume ar trebui să fie impozitați acești nomazi digitali. Multe țări care vor să atragă acești nomazi digitali, în general scutesc de impozite, deoarece își dau seama că ăștia oricum își fac consumația în țara aceea și își au indirect impozitele prin consumația asta, exact. Și plus promovează, mai sunt și influenceri care ajung nomazi digitali și mai promovează țara, adică sunt multe țări care o fac cumva noi încă ca și task, nu ne-am pus să încercăm să atragem în mod special nomazi digitali în Republica Moldova. Cu toate că am văzut în ultimul top, România era în top 10 țări unde nomazii digitali preferă să meargă. Noi, de fapt, considerăm că un astfel de program sau proiect ar fi foarte bun pentru Moldova, pentru că ar putea să atragă și să ușurează viața unor potențiali investitori sau, până la urmă, sunt oameni care câștigă foarte bine și nu știu dacă în genere vreodată s-au gândit la Moldova, dar uite, Moldova ar putea să fie destinația țării cu cel mai bun vin din lume, în care ei se poate ușor să legalizeze, să lucrează, să plătească taxă sau nu, deja depinde de stat. Eu cred că aici pentru ATIC și Ministerul de Finanțe este un subiect interesant care poate fi dezvoltat, absolut. De ce nu într-un proiect. Absolut. Încercăm, vedem, poate planificăm parcursul acestui an sau nu. Un alt subiect important pentru companiile IT sunt investițiile și știm foarte bine că regimul parcului IT cumva a simplificat foarte multe procese. Totodată noi știm că mulți investitori încă tind să ocolească țara noastră. Ce putem face în acest sens și în genere, cum privește Ministerul Finanțelor și partea de impozitare, taxare a investițiilor pe general? Când vorbim despre investiții, două componente sunt. Vorbim despre investițiile pe care le fac agenții economici, persoanele juridice și cele care le fac persoanele fizice. Dacă vorbim de cele care le fac persoanele juridice, atractivitatea investițională, eu am urmărit atent prima ediție a podcastului și ați reușit un picuț să atingeți. De fapt, Ministerul Economiei depune și dezvoltării economice și digitalizării depune mult efort pentru ca să facă Republica Moldova o țară mai atractivă din punct de vedere investițional. După mine, Republica Moldova, ca și regim fiscal, care e abia al treilea în prioritățile, să zicem așa, pe care le testează investitorii, regimul fiscal e al treilea. A primele două sunt infrastructura mediului de afaceri și justiția. Al treilea e regimul fiscal. Și din punct de vedere regimului fiscal, cel puțin din studiile pe care eu le-am văzut, noi de obicei suntem destul de înalt cotați. Adică noi suntem destul de atractivi din punct de vedere regimului fiscal. 12% la impozit pe profit. Un nivel destul de înalt de digitalizare ne plasează pe noi într-o poziție destul de bună din punctul ăsta de vedere. Când vorbim despre investițiile persoanelor fizice, aici avem problema banilor care nu-și prea găsesc instrumente de investiții în Republica Moldova a persoanelor fizice. Și atunci ce fac cei care sunt angajați în domeniul IT? Ei încearcă să investească pe burse internaționale și nu o fac în Republica Moldova. Și aici apare problema oului sau a găinii. Problema lipsei de infrastructură de investiție se bazează din cauza că avem puțini investitori care
prin prezența sau prin lipsa lor, mai bine spus, nu contribuie la dezvoltarea bursei sau e problema bursei care posibil au niște taxe înalte sau au un sistem de digitalizare foarte departe de așteptările celor care ar vrea să investească în Republica Moldova. Pe de altă parte, noi ca Minister de Finanțe avem instrumentele proprii, avem hârtile de valoare de stat pe care le punem la dispoziție din 1995. Și niciodată, ca și Lannister din Game of Thrones, niciodată nu întârziem să ne plătim datoriile. Adică, de fapt, este cea mai sigură investiție care la moment există în Republica Moldova, că niciodată nu s-a întâmplat ea să nu fie onorată. Investesc moldovenii în ultima? Avem, da, dar investesc prin intermediul băncilor. Asta este, de fapt, mecanismul, dar până la final de an noi dezvoltăm chiar o aplicație în care fiecare care să vrea să poată să investească direct, o să tranzacționeze cu Ministerul de Finanțe, o să cumpere, o să vândă, adică începem a dezvolta acest concept. Da, și acest gust de a investi în anumite instrumente altele decât tradiționale care sunt dobânzile bancare sau altele. Noi pe capitolul de tech sau tech industrie totuși întâmpinăm încă destul de multe probleme la capitolul investiții. Încă nu avem fonduri de investiții care sunt cointeresate să investească în startup-urile noastre și startup-urile de obicei simt nevoia să se registrează în alte țări și respectiv acolo să aibă acces la capital. Sperăm că lucrurile se vor schimba și că vom avea, nu știu, noi soluții mai bune dezvoltate în comun sau nu. Știu că dumneavoastră, ca și IT, că ați fost foarte activ în promovarea legii privire la crowdfunding, o modalitate de investire, da. Și noi acum, ca Minister de Finanțe, lucrăm la partea fiscală care ține de angajamentele legate de cei care vor să fie investitori prin intermediul sistemului de crowdfunding. Da, adică, asta așa, din ultimile. Proiect de lege care mult a fost așteptat și sperăm că o să dea roade foarte bune viitorul apropiat. Este un subiect, e vorba de transfer pricing sau prețurile de transfer, care sunt companiile, în mod special tech, deci nu doar, dar anume a noștri ne interesează mai mult, care o să trebuiască să se autoreglementeze sau să înceapă să se racordeze la noile prevederi. Știm că este o tendință internațională și tot așa mai departe și care sunt riscurile pentru companii care nu o să reușească să facă acest lucru. Noi întotdeauna am fost abordați pe subiectul ăsta, dar noi întotdeauna, ca și în cazul cu 15% minim impozit pe profit, aveam rezervele noastre, deoarece noi înțelegeam că atâta timp cât cota impozitului pe venit la noi este mai mică, 12%, avem inflow de capital. Da? Adică o să fie lumea interesată să vină să investească aici și să-și cumva să aibă tendința de a-și transfera potențial profiturile în Republica Moldova. Asta de multe ori era perceput la nivel global că noi jucăm nu chiar cinstit față de alte țări, deoarece toate țările au implementat, Ucraina, România, adică noi suntem de fapt o insulă a țărilor din țările europene care încă nu a implementat transfer pricing-ul, dar noi vedeam în asta avantajul propriei țări și noi. Și noi încercam să fugim de asta, deja nu mai putem, am ajuns la faza în care noi trebuie să implementăm. Acum, cum implementăm? Anul trecut au fost foarte multe discuții vis-a-vis de punerea în aplicare, atunci s-a luat decizia că se amână cu un an, că în anul care, cumva, între momentul în care s-a luat decizia până în momentul în care ar urma să fie pus în aplicare, să se reușească toate procedurile interne, regulamente și altele care să nu s-a reușit în anul acesta. Vă spun așa cum este. Noi acum intens discutăm în cadrul Ministerului posibilitatea de a muta încă cu un an, ca să ne asigurăm. Exact. Asta era comentariul. Asta era comentariul la cei că a spus că de la 1 ianuarie. Atunci când anul trecut s-a luat decizia de a implementa prețul de transfer la 1 ianuarie 2024, s-a luat decizia cu gândul că pe parcursul acestui an, 2023, se va reuși să se aprobe toate regulamentele necesare pentru ca să intre în vigoare prețurile de transfer în modul stabilit. Și chiar dacă există perioada de grațiere pentru asta, 1 sau 2 ani până la primele controle, nu este corect ca noi să venim cu niște reguli care nu sunt clar setate pentru a fi implementate, punând în aplicare o lege care naște niște obligații pecuniare foarte serioase. Eu m-aș opri un pic la obligații pecuniare, pentru că asta și sunt riscurile pentru companii și doi, de cât înțeleg, s-ar putea să afecteze nu doar companiile care au compania mamă într-o altă țară, dar și companiile care au un singur client sau 80% din tranzacții către o singură entitate, așa cum se întâmplă în cadrul multor companii IT din,
sunt în sector. E adevărat. De fapt, atunci când s-a formulat asupra la ce se aplică transfer pricing-ul, în Republica Moldova noi am mers, am fost mai catolici ca Papa, noi am mers pe niște sfere de aplicare mai largi decât cele care sunt la nivel global, deoarece la nivel global ele se aplică exclusiv companiilor care au tranzacții internaționale. Uh-huh. În legislație din Republica Moldova nu există o claritate strictă ca să se referă exclusiv la tranzacții internaționale și asta, evident, naște presupunerea că s-ar putea să refere și la tranzacțiile naționale. Cu ceea ce spuneți dumneavoastră cu 80%, de fapt, e acea interdependență de care spuneam eu, că dacă tu livrezi unui singur client și pe piață, ok, dacă tu ești exclusiv pe piața aceea, atunci tu n-ai cu ce să compari, adică baza ta de comparare cu prețul de transfer e zero, deoarece tu nu ai cu ce compara și o să fie cam greu de întocmit un dosar corect pe dimensiunea asta, trebuie să te bagi pe niște sisteme internaționale în care îți verifici. La noi nu prea avem noi servicii exclusive care se livrează și care nu se livrează de un al doilea altul. Și atunci apare problema cu discounturilor, că tu dacă ai un client, de exemplu, mare cu care lucrezi de mulți ani, tu mai ai tendința să-i mai faci un 20-30% de discount și atunci cum asta se pupă cu acele reglementări care țin de prețul de transfer și de obligația de a nu livra la un preț mai mic decât prețul de piață, care evident nu conține aceste discounturi care sunt aplicate aici. Sunt foarte multe subiecte de clarificat. Da, inclusiv prețul de piață, ce înseamnă, cât o să fie prețul de piață în servicii. De unde îl iai, care, că de fapt sunt niște baze internaționale care sunt folosite, costul acestor baze, deductibilitatea costului acestor baze pentru o companie sau alta. Deci sunt extrem de multe lucruri de clarificat. Noi spuneam că dacă în septembrie, la începutul anului anunțam, că dacă în septembrie noi nu o să fim gata să avem răspunsuri la toate aceste întrebări sau măcar la acele întrebări care evident îți vin în cap atunci când te gândești la acest mecanism, noi nu o să putem să mergem să implementăm prețul de transfer la 1 ianuarie și acum gândim foarte serios să transferăm implementarea încă cu un an. Super! Noi tot o să așteptăm asta. Și desigur, cel mai important subiect, cred eu, pentru comunitatea IT este regimul parcurilor IT. Uh-huh. Și mai exact, noi avem o garanție de stat până în 2026, ceea ce un termen, iată, acuș se finisează, pentru că el, practic, anul viitor, nu ne mai rămâne doar 2 ani. Uh-huh. Un termen destul de restrâns și nevoie de previzibilitate pentru investitori. Vrem să înțelegem totodată dacă am văzut și un proiect de lege care este în consultări, știm că acolo sunt multe subiecte, știm că acolo sunt multe polemici, cam care este poziția Ministerului Finanțelor vis-a-vis de acest proiect. Da, este un proiect care este discutat pe platforma Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Noi ca Minister de Finanțe o să venim neapărat și noi cu o opinie vis-a-vis de acesta. Ce este important pentru noi ca minister sunt două aspecte. În primul rând să ne asigurăm că modul în care funcționează parcurile mai departe, să zicem așa, parcul IT, nu bulverizează foarte mult modul tradițional în care se funcționează, o să fiu mai explicit un pic aici, de exemplu că baza de impozitare tradițională nu migrează prea intens în parcurile IT, ceea ce ne face pe noi să pierdem o bună parte din impozite. Iată, asta este prima noastră îngrijorare. Și a doua îngrijorare este ca să ne asigurăm că, din punct de vedere a aplicării unui regim fiscal preferențial, cei care sunt subiecții asupra cărora el se aplică sau rezidenții parcului IT sunt exact cei asupra cărora asta ar trebui să fie aplicat. Și atunci acel audit obligatoriu care există pentru noi este important ca el să existe și nu în ultimul rând să ne asigurăm că există un sistem de guvernanță corporativă corespunzătoare a parcului, în felul în care să ne ajute și pe noi să avem acea certitudine că lucrurile sunt gestionate în cel mai bun mod. Asta ar fi cele două care pe noi ne îngrijorează în mod special. Se vorbește, de fapt, despre, dacă nu mă înșel memoria, despre două tipuri de extinderi. Extinderi în termen și extinderi pe orizontală, adică lărgirea sferei de aplicare a parcului cu
cu completarea acestuia cu câteva poziții noi din clasificatorul activităților. În legătură cu completarea cu câteva poziții noi, noi ca minister încă nu ne-am formulat o poziție, trebuie să vedem, trebuie să cercetăm și noi, ne-am luat timp pentru ca să analizăm asta bine. În ceea ce ține de extinderea în timp, atâta timp cât legea conține careva norme care ne dau un pic mai mult certitudine pe cele două îngrijorări mari pe care noi le avem, și legea conține, proiectul de lege, noi suntem relativ ok cu potențial extindere în timp. Ceea ce ține de extindere pe orizontală trebuie să cercetăm. Noi încă nu suntem gata să avem aici o poziție clară. Noi tot, de altfel, lucrăm la o poziție consolidată, pentru că și la noi membri au diferite opinii, diferite opțiuni. Uh-huh. Urmează să mai discutăm. Până la ieșirea podcastului s-ar putea ca TIC să aibă deja o poziție publicată pentru cei care o să aibă mai mult interes și poate și Ministerul Finanțelor. Și noi, exact. Da, poate și Ministerul Finanțelor. Pentru noi, de fapt, e important termenul, dar nu doar termenul garanție de stat, uh-huh. dar și termenul parcului per se să fie extins, pentru că până la urmă nu e vorba doar despre garanții, nevoie și de o claritate. Subiectele care sunt de importanță majoră, încercăm să le ținem ținem pulsul pe ele. Asta e specializarea voastră, adică este cumva evident. Da. Sunt sigur că o să mai revenim la această discuție. Mulțumim foarte mult că ați venit astăzi în cadrul acestui podcast. Sper eu că am reușit să aducem mai multă lumină la mai multe subiecte care sunt interes. Ulterior, dacă vor mai apărea întrebări, noi cu colegii chiar discutam că poate după o primă ediție de podcast, după trebuie să facem o dată la câteva luni o a doua ca să revenim și să punctăm adițional. Follow up, da. Să punctăm adițional acolo unde au apărut întrebări sau unde au fost nevoie de clarificări adiționale. Așa că vă mulțumim încă o dată pentru prezență și vă așteptăm, de ce nu, poate la ediții ulterioare. Mersi foarte mult, cu mare drag!